Stimați prieteni, vă invit la cea de-a 79-a ediție Analizelor Economice, un proiect comun Indiz Viitorul și Privesc EU, iar astăzi noi avem un partener ABSL, deci este Asociația Serviciilor de Business din Republica Moldova, vom vorbi despre acest lucru și nu înainte ca să vă felicit pe toți cu sărbătorile care vin, nașterea Domnului, apoi anul nou, ne vom vedea până la anul nou și am decis să ne ajungem sărbători într-un an foarte greu, într-un an unde practic, pe segmentul economic avem doar tendințe negative, exporturile au tendințe negative, produs intern brut minus 10%, veniturile populației reale mai mici decât anul trecut, încasările bugetare într-o stare nu foarte bună, am căutat niște teme pozitive ce a mers bine. Și vreau să fac prima constatare. Pe fundalul tendințelor negative, ceea ce a mers bine în Republica Moldova, exact ca în anul 2020, este sfera serviciilor și în special servicii de export. Deci dacă în 2020 și în anul acesta noi avem o problemă cu exportul de servicii, atunci serviciile IT, serviciile de business despre care astăzi vreau să vorbesc, ele din contra înregistrează creștere sau ce obțin stabilitate și de aceea e recomandarea mea numărul 1 pentru guvernare. Atragem atenția la tot ce înseamnă sfera de serviciu. Aceasta este oportunitatea Republicii Moldova. Pentru aceasta m-am gândit să facem câteva ediții. Nu vor fi una după alta, dar vor fi pas cu pas le vom dezvolta și le-am numit serviciile sau economia secolului 21. În secolul 21 ești competitiv dacă poți intra pe segmentul de servicii. Și ceea ce trebuie de făcut este să vedem cum putem sprijini ramurile noastre economice care merg în domeniul serviciilor. În această zi sau acum vreau să vorbim despre serviciile oferite către business, serviciile oferite outsourcing sau externalizate sau companiile care deservesc alte companii în tot ce înseamnă administrarea lor și discutând cu reprezentanții asociației care au fost create acum recent în Republica Moldova care întrunește mai multe companii, am decis să utilizăm noțiunea care este utilizată și în România și în alte țări, și anume business service sector sau sectorul serviciilor pentru business. Dar folosim abrevierea în limba engleză, BCC, din simplu motiv că acest lucru este și în alte țări. Ce înseamnă, de fapt, business service sector? Ce e aceasta? Cu ce se mănâncă? Ești de unde a apărut ea? Ea este pentru altele să rămâneți șocați cât de mare este exportul de acest serviciu în Republica Moldova și asta în condiția care nu s-a atras atenția. Dacă să ne uităm atent, ceea ce avem noi în ultimii ani se dezvoltă foarte puternic și de aceea am dat în comparație sunt serviciile IT sau softurile care sunt produse de companiile noastre și sunt livrate altor companii peste hotare, dar al doilea lucru este serviciu pentru business, și anume business service sector, sunt companii care prestează servicii altor companii de administrare afaceri. Ce intră aici? Relațiile cu clienții, știți, acestea call center-uri. În prezent, sute mii de companii de peste hotare au relații cu clienții, cu diservirea clienței, cu consultarea clienților, pe care ei să le întrețină în țara lor de origine este foarte scump. Și din acest motiv ei aleg alte țări, cum ar fi Republica Moldova, unde într-un oficiu stau câteva persoane, poate fi câteva sute de persoane, care deservesc 10 de companii de peste hotare. Serviciile de contabilitate, serviciile de resursuri umane, suportul de clienți, pentru diferite tehnologii informații, întreținerea site-urilor, paginilor web ale diferitor companii și alte servicii de cercetare și dezvoltare. În prezent, zona economică liberă Belts dorește să deschidă un centru de cercetare și dezvoltare unde Republica Moldova ar avea capacitatea și posibilitatea să atragă anual contracte de zeci de milioane de dolari pentru că anumite volume de cercetare și dezvoltare care în prezent în lume se efectuează la zeci de miliarde de dolari anual, anumite lucruri pot fi făcute în Republica Moldova. Și atunci Asociația Serviciilor de Business, care a fost deschisă în Republica Moldova, tot ce vor ei, ca noi cumva să identificăm acest sector, veți vedea că situația este relativ încă nu prea clară. Noi, IDIS Viitorul, am acceptat parteneriatul cu ei pentru că dorim să facem și câteva cercetări mai profunde ca să vedem cât este de mare piața, cât de multe servicii sunt prestate și ce am putea face. De ce este bună această piață?
În primul rând, specialiștii care lucrează aici nu necesită cunoștințe speciale, aprofundate, cum sunt acei din domeniul IT. Este suficient om cu studii superioare, care cunoaște o limbă străină și o mică instruire a poți pregăti ca el să presteze anumite servicii pentru business. 2. Aceste servicii foarte ușor pot fi exportate și noi suntem competitivi. Veți vedea că salariul în Republica Moldova este unul extrem de competitiv. 3. Poți atrage tinerii în acest sector, ori în foarte multe domenii tinerii destul de greu au acces la, la acest domeniu. Și 4. Aceasta îți creează o competitivitate, deoarece companiile în prezent au costuri de administrare foarte mari și anumite servicii le pot externaliza. Dar haideți să vedem ce înseamnă în Republica Moldova acest sector. Deci, după câte știți, noi avem sectorul IT, care este practic campionul creșterii în Republica Moldova. Ceea ce se întâmplă în IT este un fenomen care nu îl mai găsim în alte ramuri și BCC voi folosi acest domeniu, este Business Service Sector, deci sectorul serviciilor de business, voi folosi abrevierea în limba engleză, care el mărimea lui reală încă este foarte greu să o stabilim. Ceea ce am găsit este la Banca Națională, când uităm la datele comerțului extern, la capitolul servicii avem servicii pentru business. Și atunci am luat doar aceste servicii, însă ele sunt cu mult mai mult, deci noi acum dăm niște cifre preliminare, sper că împreună vom reuși în câteva luni de zile să măsurăm cu mult mai calitativ, dar și datele existente ne arată foarte clar. Deci în acest an, aceste două servicii, de ce le-am unit IT-ul și BCC? Din simplu motiv că anumite servicii este foarte greu să-l separe. Este serviciu IT sau este serviciu BCC? Spre exemplu, întreținerea paginilor web ale companiilor. În prezent, paginile web nu este pur și simplu design, ele sunt foarte complexe, în special acolo cum când vorbim despre comercializare, platforme de comerț, sau când vorbim de pagini web foarte complexe, nu mai înțelegi exact, el este un serviciu externalizat ca serviciu pentru business sau este deja serviciu IT. De aceea, noi practic trebuie să le unim că ele cumva IT-ul este tot în serviciu pentru business, numai că el fiind atât de mare în prezență separat. În acest an, exportul total de servicii din IT și BCC vor fi de 670 milioane de dolari. Oameni buni, fiți atenți, noi nu mai avem alt sector în economie care exportă atâta. Este o economie neobservată despre care noi n-am tras atenție. Dacă în sectorul IT s-a tras suficient atenție și el acum pur și simplu a explodat, sectorul serviciilor de business, deoarece n-a avut atenție necesară din partea autorităților Republicii Moldova, el cumva s-a inhibat. Uitați-vă la începutul anilor și am făcut un grafic special pe cincinale. Uitați-vă pe 5 ani. În anul 2001-2005, serviciile IT, exporturile medii anuale erau de 1 milion de dolari. Serviciile de business erau exportul 23 de milioane de dolari. Noi de pe atunci anumite servicii le exportam. 2006-2010, iarăși, serviciile pentru business, 56 de milioane, IT 16 milioane. 2011-2015, iarăși servicii pentru business, 93 de milioane, serviciile IT 48,7 milioane. După ce autoritățile Republicii Moldova au atras atenția mediului de servicii IT, și anume ce? Regim fiscal special și parcurile IT. Deci două lucruri care s-au făcut la noi, regim fiscal special și parcurile IT, noi avem 2016-2020, serviciile IT au sărit în sus cu 157 de milioane de dolari, serviciile pentru business au rămas la 124. Vedeți, este o creștere, dar oricum este cu mult mai domolă. 2021-2023, prognoza pe 2023, serviciile IT 480 de milioane de dolari. Uitați-vă atent, comparativ cu perioada precedentă, adică peste 5 ani, avem o creștere a serviciilor IT de 10 ori. Media anuală pe 5 ani a crescut de 10 ori. Cât privește serviciile pentru business, creșterea este de doar 2 ori. Ce vreau să spun aici? Serviciile pentru business sunt aceleași servicii IT pe care guvernul trebuie să le trateze egal și tot ce avem noi nevoie este să creăm parcuri pentru servicii de business, e similar cu cel la IT și regimul fiscal trebuie să fie ca la serviciu IT, deoarece acestea sunt două ramuri ale economiei, sunt gemene, este foarte greu să le separe unul de altul, eu în analiza mea destul de greu le-am separat, dar susținerea care poate oferi guvernul este o oportunitate enormă. În prezent în lume se dă bătălie pentru IT, se dă pentru servicii de business,
care este foarte greu de să se separe. Dacă ne uităm la sectorul IT și sectorul serviciilor de business raportat la produsul intern brut, atunci observăm, sectorul serviciilor de business a rămas relativ stabil timp de 20 de ani la nivelul de 1,2-1,3% din PIB, cât privește sectorul IT. A fost stabil până la 1% din PIB până în 2015 și doar datorită facilităților oferite, asta este unul din puținele cazuri când demonstrezi cu politică clară a statului, îți dă un impact fără precedent. O creștere de 10 ori în practic în 5 ani de zile. Deci așa ceva nu veți întâlni niciodată. Remunerarea muncii. Iarăși se vede foarte clar serviciul IT, eu am luat separat și veți vedea. Uitați-vă atent, în anul 2013, avem datele din 2013 și am transformat salariul în dolari din simplu motiv că cei din IT concurează cu cei de peste hotare în anul 2013, că noi pentru prima dată am atras atenție serviciul IT, salariul la noi era 622 de dolari pe lună, salariul mediu în economie era 292 de dolari. Diferența era de două ori. Deci cei din domeniul IT aveau un salariu două ori mai mare decât restul economiei. În acest an, sectorul IT, pentru a ajuns nivelul, când zic pentru prima dată, evident prima dată, deci sectorul IT în acest an depășește nivelul salariului 2000 de dolari pe lună. Deci oamenii care lucrează în sectorul IT în Republica Moldova, el n-a plecat peste hotare, el muncește în Republica Moldova, aproape în raport vom avea o ediție specială despre sectorul IT. În prezent 90% din tot ce se produce în sectorul IT, mai mult de 90%, merge spre export. Deci, practic, toate serviciile IT noi le exportăm. În țara noastră lucrează mii de oameni care lunar primesc astăzi 2000 de dolari. În acest an salariul este 2000 de dolari. Pentru anul viitor îl estimăm la 2300 de dolari. Dacă observați, salariul mediu pe economie în acest an este 570 de dolari, diferența este deja de 3-5 ori. Dacă 10 ani în urmă, diferența era de 2 ori, acum de 3-5 ori. În sectorul serviciilor de business, care este practic același sector ca și serviciile IT, situația este puțin mai neplăcută și asta din cauza că nu s-a tras atenția necesară. În anul 2013, salariul mediu în sectorul serviciilor de business era 372 de dolari, salariul mediu pe economie era 292 de dolari, o diferență de 27%, deci nu e atât de mare. În prezent, în sectorul serviciilor de business, salariul mediu 670 de dolari, salariul mediu pe economie 570 de dolari, diferența doar de 17%. Dacă observați sectorul de business, prin ce el este atractiv? Aici poți angaja tineri, drept după banca facultății, în câteva luni de zile l-ai calificat pentru că el poate lucra, serviciile toate pot fi exportate, iar salariul este mai mare decât mediul pe economie. Apropo, el se dezvoltă în Chișinău, dar aceste servicii cu succes le poți dezvolta în orice regiune a Republicii Moldova, unde ai tineri pregătiți. Dacă este centru universitar la Cacul, poți dezvolta un parc servicii de business în Cahul. Dacă ai centru universitar la Bălți, poți dezvolta un parc pentru servicii de business la Bălți, care poate angaja tineri din regiunea de nord. Dacă ne uităm diferența dintre sectorul IT și sectorul serviciilor de business, observăm că în anul 2013 diferența salarială era de 1,7 ori. Deci cei din sectorul IT aveau un salariu puțin mai mic decât de două ori mai mare. În prezent, diferența este de 3 ori. Ce înseamnă? Dacă la sectorul IT s-a tras atenție din partea autorităților, salariul s-a dus în sus. Salariul s-a dus în sus. Tu nu ai migrația populației. Ai un sector atractiv, oamenii vor să lucreze și încă o dată repet, toate serviciile sunt pentru export. În cazul sectorului serviciilor de business, din simplu motiv că atenția nu s-a tras, chiar dacă el este similar cu cel din domeniul IT, ai o creștere salarială mai mare decât media de economie, dar mult mai necompetitivă, nu ai o atractivitate pentru tineri, ei, din păcate, pleacă peste hotare și nu rămân în țară. Ceea ce vreau să spun aici, dacă guvernul, pe bune, vrea să aibă un program de atragere a tinerilor în Republica Moldova, el trebuie să le ofere un loc de muncă. Ca să poți oferi un loc de muncă, nu toată lumea are calificarea specială în domeniul IT. Sunt tineri care sunt foarte bine pregătiți, dar nu au calificarea în domeniul IT. Sectorul de business, serviciilor de business, este exact oportunitatea care tu poți da un salariu competitiv, unul atractiv, și el lucrează pentru companii de peste hotare, însă lucrează aici în Republica Moldova.
Un moment foarte important, am considerat să-l arăt, că noi servicii de business atât exportăm cât și importăm și exact ca și în domeniul IT-ului, în domeniul serviciilor, noi suntem practic una din puținele ramuri unde balanța comercială este pozitivă. Ce înseamnă lucrul acesta? Noi exportăm mai mult decât importăm. Dacă observați în acest an servicii de business, pentru business, noi importăm de 145 de milioane de dolari și exportăm de 200 de milioane. Scuze, anul viitor, anul acesta, estimativ avem 140 40 de milioane de dolari importuri și 190 de milioane de dolari exporturi. Creșterea nu este foarte mare comparativ cu anul trecut, vedeți anul 2020 și-a lăsat amprenta lui, dar oricum că avem din mers. Întrebarea, câți oameni lucrează în acest sector? Este cea mai grea întrebare. Cât n-ar fi de straniu, s-ar părea acum e grea. E luată, e numărat și gata. Problema se complică din simplu motiv că dacă în domeniul IT situația este cât de cât clară. Și aici tot nu e clar, dar eu am făcut un felul următor. În domeniul IT am luat toți oamenii care lucrează nemijlocit cu elaborarea software-urilor și aici am adăugat oamenii care lucrează cu întreținerea sistemelor, cei care lucrează inclusiv pentru paginile web și cei care de fapt întrețin paginile web. Acest al doilea grup, de fapt, el nici nu este în sectorul IT, el deja este în sectorul serviciilor de business, dar cumva l-am pus tot la IT. Cât privește sectorul serviciilor de business. Asociația a numărat 3.000 de angajați, dar ei au numărat doar pe cei care ne mijlocit lucrează în companiile de call center sau ceva apropiat de acest lucru. Însă aici pot fi adăugați tot oameni care lucrează în cercetare și dezvoltare în Republica Moldova. Toți oameni care lucrează în contabilitate și audit, care pot oferi servicii pentru companii, inclusiv de piscotare. Poți avea un contabil în Republica Moldova care deservește o companie din România sau din Rusia sau din tot spațiul unde vorbim limba română, limba engleză, unde este cât de cât cunoscut contabilitatea, cu o mică instruire el poate presta servicii. După aceasta avem servicii de design, arhitectură, care el este tot un serviciu care poate fi externalizat. Deci o companie din Republica Moldova cu designer pregătiți poate lucra pentru orice companie pesticotare. Și atunci am luat tot potențialul pieței oamenii din Republica Moldova care lucrează și avem în felul următor. În 2015 noi aveam 27.000 de angajați sau 4,5% din toată forța de muncă, dintre care în domeniul servicii informații și tehnologii informației aveam 8.200, în serviciilor de business aveam 18.800. În prezent, potențialii oameni care lucrează în domeniul serviciilor pentru business, dar încă o dată repet, ei nu toți sunt clasificați de către companiile, de către asociația de profil ca companii pentru business, din simplu motiv că mulți din acești oameni nu lucrează într-o companie specializată, dar sunt angajați unei companii. Din acest motiv noi vom lucra în viitor, dar este clar că numărul lor chiar s-a redus de la 18.800 la 16.200, cât privește cei care de mijlocit lucrează în IT, au crescut de la 8.000 la 18.800. Pentru 2021, 2022, noi cred că avem deja peste 21-22.000. Care este concluzia care vreau să o spun pe final? Serviciile este economia în secolul 21. Serviciile este ramura unde noi suntem competitivi. Serviciile sunt ramura unde noi creștem exporturile chiar și atunci când avem crize economice. Serviciile sunt ramura unde poți angaja tinerii. Dacă în domeniul IT angajarea tinerilor este mai dificilă, că ai nevoie de cunoștințe speciale, atunci în domeniul serviciilor de business sau BCC, ramura BCC, care cred că vom începe să o învățăm și o ținem minte, aici poți angaja tineri, poți oferi un salariu competitiv și poți crește exporturile Republicii Moldova fără mari probleme. De aceea sper foarte mult că autoritățile Republicii Moldova anul 2023 va fi anul unde noi vom face un salt, după cum în anii 2010-2015 am adoptat toate legile necesare și am făcut un salt în domeniul IT și în 5 ani de zile am crescut de 10 ori exporturile. Fix așa în domeniul serviciilor pentru business sau BCC, cum spunem noi, dacă vom depune un efort, noi putem crește exportul de cel puțin 10 ori în 5 ani de zile, din simplu motiv că piața globală a serviciilor pentru business este una imensă, iar Republica Moldova poate oferi servicii calitative. În prezent, companiile care lucrează în Republica Moldova oferă servicii în
peste 10 limbi, evident, limba de bază este engleză, dar companiile din Moldova oferă servicii în limba poloneză, în limba portugheză, în limba spaniolă. Este o listă întreagă de limbi care Republica Moldova în prezent poate lucra, poate oferi servicii peste hotare, iar tinerii noștri, fără a pleca din țară, stau aici, merg seara acasă și lucrează pentru companii peste hotare. Sper că a fost interesant acest lucru, sper că această abordare nouă, economia secolului 21, va urma și cu alte exemple pozitive și pe fundalul acesta extrem de negativ din acest an, când înregistrăm scădere în toate domeniile, eu mă bucur că la sfârșit de an am putut identifica un sector unde avem o creștere pur și simplu impresionant, este sectorul serviciilor pentru business și sper că v-am convins că merită toată atenția și vă doresc sărbători fericite până data viitoare.